Haideți să vedem cum se desface fața de ușă cu geam manual la Volkswagen Golf 4 sau Bora. Mai întâi va trebui să desfaceți cele 3 șuruburi de la fața de ușă. Aveți 3 șuruburi în partea de jos, 1, 2, 3 și apoi cel de aici din partea dreaptă care prinde tweeterul. Desfaceți mânerul, scoateți mai întâi fața mânerului cu o șurubelniță dreaptă, folosind o șurubelniță dreaptă, o introduceți ușor în interior, cât să nu apucați și partea care este prinsă de fața de ușă, foarte puțin, și împingeți în exterior, cât să iasă din cleme, o trageți în afară, bun, și apoi puteți vedea că pe aceste orificii, aceste două găuri de la mâner, se găsesc două șuruburi mai mari care pot fi desfăcute cu o șurubelniță astea. Ce ați scos cele două șuruburi, aveți de scos și acest mâner. Cum se procedează? Acesta are un inel de plastic în spate. Trebuie împins în partea opusă mânerului, în poziția mânerului. Dacă aveți mânerul în partea stângă, pe orizontal, împingeți în partea dreaptă, în același sens, în sens diferit. Împingeți în față sau, dacă e în jos, împingeți în sus. Bun, haideți să-l tragem în exterior. Iată-l, a ieșit și apoi iese destul de ușor în exterior. Bun, începeți de jos, de partea de jos, să scoateți din clipsuri, apoi din partea stângă și apoi ridicați sus de ea și desfaceți
mufele și cablurile din spatele ei. Bun, aici aveți joystick-ul, butonul de la oglindă, la oglinda manuală. Ca să scoateți, va trebui să desfaceți aceste două șuruburi cu un coșul benzi să stea și apoi îl trageți ușor în exterior.